Salut prieteni și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. Astăzi vom face un video în care, pe lângă faptul că voi prezenta o tastatură de la Corsair, voi anunța și un nou giveaway pe acest canal, pentru că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp un giveaway. Pentru cei care nu știți, de peste un an și ceva sunt în parteneriat cu cei de la Corsair. Am primit numeroase produse de la Corsair, am mai făcut și giveaway-uri cei drept cu produse la Corsair anul trecut, anul acesta n-am făcut încă niciun giveaway. Și după cum vă ziceam, faptul că am acest parteneriat cu Corsair și pot testa diverse produse pe care aceștia le produc și companii care sunt afiliate cu ei, de exemplu Elgato și așa mai departe, este totul datorită vouă și de asta în acest zi voi anunța, mai spre final voi prezenta practic condițiile pentru a participa la giveaway. În acest zi vom vorbi despre tastatura K70TKL RGB, bineînțeles Champion Series. Este o tastatură foarte, foarte tare a celor de la Corsair. Veți vedea că are și săgeți, deci nu vă îngrijorați, nu dau la giveaway această tastatură fără săgeți pe care am folosit-o deja de câteva săptămâni bune. Și legat de giveaway cu această tastatură, bineînțeles că condițiile de participare vor fi foarte simple: like, subscribe, un follow pe Instagram și un comentariu mai jos la video, dar mai multe detalii le voi da mai încolo în acest video. Dacă vă plac videourile de acest gen în care discutăm și vorbim despre diverse produse de la Corsair sau alte tipuri de produse, review-uri, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat pentru a fi la curent cu noile videouri pe care le voi posta și automat veți intra și la giveaway. Haideți să trecem la acest video. Haideți să facem și un scurt unboxing. Aceasta este cutia, bineînțeles. Se deschide foarte ușor, ați mai deschis și voi cutii, mă gândesc. În primul rând avem în această cutie tastatura. Nu avem foarte multe chestii în cutie, veți vedea că avem această tastatură care este protejată de această folie și bineînțeles avem și niște manuale de utilizare și cablul USB cu care vom conecta tastatura la PC. Haideți să vă povestesc acum câteva din feature-urile cele mai interesante ale tastaturii pe care o puteți câștiga la giveaway. După cum v-am zis, este vorba de tastatura K70TKL Champion Series RGB. Este o tastatură mecanică, bineînțeles cu conectivitate USB 3.0 Type-A, hyperpolling până la 8000 de Hz. Trebuie să vedeți mai acolo când vă prezint software-ul celor de la Corsair la ce ajută acest hyperpolling. Este o tastatură, bineînțeles, durabilă, cum ne-a obișnuit cei de la Corsair. Aceștia garantează cel puțin 150 de milioane de apăsări de tastă, ceea ce e foarte interesant. O altă chestie interesantă comparativ cu alte tastaturi, avem keycap-uri de policarbonat, iarăși destul de interesant, și bineînțeles taste media dedicate, volum roller, pentru că am văzut că mulți dintre voi sunteți fani al acelui volum roller. Per total, tastatura destul de compactă, mie mai nou îmi plac tastaturile mai compacte. Ați văzut că am folosit o lungă perioadă această tastatură 60% de la Corsair și această tastatură nu este cu mult mai mare decât tastatura 60%, dar din punctul meu de vedere, dacă o folosiți pentru orice, este o tastatură excelentă, nu este foarte gălăgioasă, nu are cele mai zgomotoase keycap-uri și poate fi folosită oriunde, pentru office, pentru media, pentru editare video, pentru gaming, pentru toate acestea este absolut senzațional. Și la fel ca la orice altă tastatură de la Corsair, cum ne-au obișnuit de la Corsair, avem până la 50 de profile pe care le putem salva pe tastatură. Efectiv le configurezi din software-ul IQ și le poți salva pe tastatură fără probleme și apoi poți da switch între ele fără a mai fi conectat neapărat la software-ul IQ. Bineînțeles că din punct de vedere al performanței, input delay-ului și așa mai departe, este extrem de optimizat. Este una dintre cele mai bune tastaturi pe care le oferă cei de la Corsair și de asta are și prețul pe care îl are. În mod normal, prețul ar fi undeva pe la 150 de dolari. Deci, din punctul meu de vedere, e o tastatură durabilă, utilă pentru absolut orice activitate pe care avea-o la PC. Deci, de asta eu zic că merită să vă băgați la giveaway. Și bineînțeles, nu uitați de software-ul IQ, care este software-ul oficial al celor de la Corsair. Folosind acest software, veți putea customiza tastatura în cel mai mic detaliu. Aveți key assignments, adică puteți face aproape orice cu orice tastă de pe tastatură. Aveți o grămadă de efecte pe care le puteți aplica RGB-ului, da, tot felul de animații și tot felul de wave-uri. Și bineînțeles, în tabul performance aveți aici câteva chestii generale pe care le puteți face, de exemplu disable alt tab, toate chestiile astea când win lock este activat. De asemenea, la device settings, și vă recomand tot timpul, la polling rate, dacă aveți un sistem care duce fără probleme, faceți 8000 de Hz 0.120 milisecunde, pentru că va fi performanța cea mai bună pentru tastatură, cel mai mic input delay și un response time mult mai bun. Deci, după cum vă ziceam, condițiile de participare la giveaway sunt like, subscribe, un follow pe Instagram și un comentariu mai jos cu orice, numai să îmi dau seama din comentariul vostru că vreți să participați la giveaway, da? Deci efectiv și un particip ar fi de ajuns, pentru că extragerea o voi face în funcție de comentarii și bineînțeles, dacă veți câștiga această tastatură, voi contacta, probabil voi lăsa un reply la comentariu sau ceva de genul acesta, deci fiți siguri că mă aveți la subscribe, bineînțeles, pentru că numai așa vom putea verifica că sunteți eligibil, că ați îndeplinit toate condițiile. Giveaway
va dura undeva cam o lună, să zicem, adică o să aștept aproximativ o lună ca să intre toată lumea și apoi vom face extragerea. Extragerea poate o face chiar pe un live, nu știu dacă voi găsi un subiect mai interesant de live, vom face și un live în care vom extrage practic câștigătorul. Deci astea fiind spuse, cam acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați să intrați la giveaway, nu uitați de like, subscribe la canalul Tutoriale Gratuite de toate cele, știți întreaga poveste. Eu am fost Emi, vă sus pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, până data viitoare, eu vă zic la revedere!